se va face această schimbare care oamenii și-au dorit, și -au dorit Plahotniuc să nu fie în viitorul Parlament? Sau va fi numai prin alte El nu a fost și în Parlament trecut când ne lui a plecat. mai mult, dacă urmărești cei ce spun foarte mulți actuali membri ai Partidului Democrat, foști membri ai Partidului Democrat, care se găsesc în vreuna din aceste componente, cum le-a spus dumneavoastră, fost parteneri ai Partidului Democrat, inclusiv din Partidul Socialiștilor, ai impresia că toate aceste, cum spun, aceste entități care au fost băgate în Parlament ca urmare a celor schimbări electorale destul de controversate, aș putea spune, ai impresia că noi asistăm la o formă moldovenească de disidenți. Toți sunt disidenți. Toți au luptat cu Plahotniuc toți au luptat așa de tare. Ei, sincer, încep să se pară jale de dânsul. Deci omul acela a luptat în condiții nocive. Toți luptau cu dânsul, vă închipuiți. Primul ministru lupta cu dânsul atunci. -o -o lupta cu dânsu. au lupta cu dânsu. Toți au luptat cu dânsul. Socialiștii au luptat cu dânsul. În partidul lui toți au luptat cu dânsul. cred că trebuie să facem un nou premiu național să le dăm. Luptătorii cu dânsul. Disidenții lui Vlad Plahotniuc. Dacă sincer facem umor pe tema asta, dar asta e o deosebire a, a politicii noastre încălțat în aer, îmi spune, da? Toți îl contest acum, toți au luptat cu dânsul și e că el pe dânsul nu i-a ascultat, da? Când i-a pus în funcție tot, o lupta cu dânsul. E, când s-a la chestii mult mai grave, e, arestări, dosare penale, pe primari, toți au luptat cu dânsul. Dar în final am ajuns unde am ajuns, am ajuns să fim o țară contestată pe plan european, blocată, izolată. El a plecat, dar a plecat într-o formă destul de spectaculoasă, eu ar spune. Eu mult puteam să le gândesc cumva, dar iată ca să pleci, nu puteam să, să prezic. Și așa pe de o parte, toți au fost disidenți, dar pe de altă parte, ce văd eu o problemă la partid, ei nu spun cum vor să fie în viitor. Da? Doar toată întrebarea acum nu e că scăpăm noi de unul sau de altul. Eu mi-aduc aminte la o emisiune a dumneavoastră, sper că și dumneavoastră vă duceți aminte, noi discutam cu dumneavoastră despre fenomenul acesta al lui, el încă era la putere atunci. Și noi, eu vă spuneam că nu e ok să personalizăm. dar și mi-aduc aminte că atunci am primit în... Eu de ce în, așa am spus sistemul plăhăniu, ce să spun, numi, cei ce numim sistemul plăhăniu. Dar nu el, el nu l-a creat. Sistemul e sistemul, sistemul ăsta anarhico, kleptocratic, așa se spune, el a fost în 30 de ani. Nu, nu are un creator unic, da? ca adică cineva care l-a pus la punct. A contribuit extrem de mult în perioada comunistă și Vladimir Voronin și alte guvernări. Așa, nici nu știu cum să spun. Că dacă Când spuneți alte guvernări, aveți în vedere și guvernul filat? Am făcut și noi anumite greșeli. Am făcut anumite greșeli. Poate trebuie să ne oprim. Anumite Doar anumite greșeli sau fații. și contribuție? Orice greșeală poate fi tratată ca o contribuție. Eu nu-mi pare rău pentru ce am făcut eu. Unii am fost acolo, am rămas pe aceleași poziții. E, poate mai bine să răspund la întrebarea asta cei care au plecat și s-au alăturat Partidul Democrat. Ei poate au văzut ambele fațe, și deci poate să spună din partea cei s-au văzut mai bine. Dar vezi, tu, tu despre tine vorbești așa mai, mai neșnică, înțelegi? Dar ce să vorbesc da. eu mai dur despre mine, domnul Deacov? Dacă dar, eu stăteam în Parlament nu, eu, și eu, colegii eu, dumneavoastră de pe scenă îmi la mine în ochi, strigau și îmi spuneau da. că eu am furat miliardul. Da. Știți ți dar, plăcut să faci? Nu, Sau bei, când afli că ești filat sau că ești urmăriți sau când se transmit priveturi la cantină sau în altă parte. Madim, ce trebuie să nu, mi fac? Eu o, vorbesc despre cei, că ce că nu se trebuie se să, să te uh, auto-biciuiești. Auto trebuie să analizăm. Eu niște analizez, lucruri, analizez. niște procese ca să nu să nu permitem ca el să se repete Unica de chestie manual. de care mi i pare rău în acea coaliție, că în 2013 colegii mei și eu până la urmă am acceptat, deși am avut o altă părere la început, a fost să nu mergem la alegeri anticipate, fiindcă Pentru era că... clar că era un moment și au fost mulți colegi care la început am spus să mergem la legea anticipată pentru că au început pentru că legeri pentru că unii membri ai, ai, ai co mintea, unii coaliției unii membri cu. un Eu nu vreau să mai vorbesc. Vi, poveste cu harbuzul, doamne Ferește, iar revine și roșie. vreau, până. nu vreau. Atunci, atunci ideea de cap, era era una, in una viabilă era una discutată și sigur era una din variantele

să scăpăm de acest sistem, să fie puse bazele unui nou sistem, sau nu, este o naivitate și de fiecare dată se, va se va perpetua. părerea, dacă doriți, subiectiv, acest sistem, el nu a dispărut, el nu dispare niciodată.